Maria, fata care a impresionat ieri o țară întreagă cu povestea ei cutremurătoare, azi revine cu noi dezvăluiri. Va afla oare Maria unde s-a născut? A răspuns mama la apelul ei disperat? Își va îmbrățișa oare frații? Vom vedea un pic mai târziu ce am aflat. Până atunci însă o invit în platou pe Maria. Bună, Maria! Bună ziua, Maria! Bine ai revenit! Ce faci? Bine! Ești bine? Da. Să te rog să te așezi unde vrei tu. Uite, dacă vrei, stai aici pe această canapea. Sau, uite, stai pe primul aici. Uite, stai pe primul aici lângă mine. Te rog. Ce faci? Bine. Nu știi nimic? Nu știi ce se întâmplă? Nu știi nimic? Ești exact ca ieri, într-o beznă continuă. Da. Nu te-a căutat nimeni de ieri până astăzi? Nu știu, să ia legătura cu prietena ta sau să vină în voluntari pe acolo, prin zona pe care ai indicat-o? Nimeni? Nu. Tu crezi că cineva a auzit acest strigăt al tău de disperare din toată țara asta? Cineva care te cunoaște o fi dat oare vreun semn către emisiunea noastră și să spună că își amintește poate de familia ta? Da, aș crede. Așa crezi? Da. Dar tu crezi că ceea ce tu n-ai putut să faci în 30 și ceva de ani se va întâmpla astăzi aici? Da. Crezi? Da, cred și eu. Simți asta? Da, simt. Ce simți? Simt că vine maică-mea, frații mei. Simt, adică ceva, adică nu simți? Știu. Da, parcă și simt așa. Și oare tu, care n-ai mai văzut-o pe mama ta de 30 și ceva de ani, cum vei reacționa când vei vedea o femeie pe care sigur ți-o amintești altfel? Sau dacă tu spui că noi am găsit frații, cum crezi că vor arăta ei, că i-ai lăsat copiii, tu erai cea mai mare? Da, eram cea mai mare dintre surori. Oare cum crezi că vor arăta ei dacă noi i-am găsit? Nu știu. Doamnelor și domnilor, vreau să vă zic că este un moment absolut emoționant pentru mine, cel puțin, și cred că și pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Da, într-adevăr, mă bucur că aceste emisiuni fac și astfel de lucruri și astfel de bucurii. Și că, dincolo de toate, rămâne ceea ce va schimba viața unor oameni. Și mă refer acum la Maria, fata care a venit ieri la noi, disperată, la îndemnul unei prietene. Pentru că Maria, și dacă ar fi dorit să ne sune sau să scrie, să ne scrie un mesaj, nu știe să scrie și să citească. Maria, dorința ta s-a îndeplinit. Iar noi am reușit să o găsim pe cea care ți-a dat viață. Bună, să rămână, vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, în platou vine mama ta, Mariana Cojocaru. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Mama! 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 Maria, hai să ne liniștim un pic.
Doamne! Doamne, mama, cum mă dat de mamă! Eu și așa sunt cu inima, mamă! Ca și mine, mamă! Ca și mine, mamă! Sunt cu inima! Da, că de la stres, mamă! Tu cu inima și eu la fel, mamă! Haideți, vă rog! Mama mea! Hai, stați pe aceeași canapea aici! Maria, te rog! Uite, stai cu mama ta jos! Dacă aveți nevoie de un pahar de apă, să ne spuneți, vă rog! Luați loc și țineți-vă de mână! Vai, eu nici nu! Nici nu mai pot ca asta, mămică mea! Toată noaptea n-am dormit! Haideți, vă rog, să vă așezați! Dacă aveți nevoie de ceva, ne spuneți! Toată noaptea n-am dormit! Toată noaptea n-am dormit, am stat! Am stat, zic! S-o văd și s-o văd, Doamne! Și s-o văd inima mea! Haideți să vă liniștiți, vă rog! Să ne liniștim, dacă aveți nevoie de ceva, ne spuneți! Mama, sunteți bine? Te rog eu frumos! Sunteți bine? Doamna da, Mariana, da, da, vreți un pahar de apă? Cosmina, o să te rog. Mămică mea, nu mă lăsăm. Haideți să ne relaxăm, e un moment de bucurie. Lăsă, da? Mamă! Haideți să ne relaxăm, mamă! Mămică mea, că nu mai credeam în viața vieților mele. Da, mama, nu, mama, dar eu credeam în vieții mele. Doamne, Mariana, îmi găsești tâlpile tăle, Doamne! Maria, hai să ne găsim un pic și hai să vorbim. Gata, am găsit-o, gata. Am găsit-o, gata. Haideți să stăm un pic și să vorbim. Hai să vorbim un pic, vă rog. Gata, hai să aflăm cine este Maria. Puiul, mami, Maria. Nu mai plânge puiul, mami. Doamna Maria. Haideți să aflăm cine este mama. Gata. Ești cu mama, gata, mama. Nu te mai lasă mama de lângă mine. Nu te mai lasă mama. Mulțumesc din tot sufletul. Te mai lasă. Doamna Mirela, îi mulțumesc. Nu, să știi, ei au sunat pe colegii mei și haideți că o să vă explic imediat despre ce e vorba. Doamna Mariana. Doamna Mariana. Mama, nu, eu nu să mor eu. Ia, mami. Ia, mămică mea. Haideți, liniștiți-vă un pic. Micuța mea. Doamna Mariana, ne puteți spune... Ia, mami. Mami. Mama. Da. Ce s-a întâmplat în acea zi? Gata, e bine, Maria. Las-o. Las-o că e bine, mama ta. Hai, bea și tu un pic. Vă mulțumesc. Gata, hai să vorbim un pic, să ne relaxăm, să înțeleagă lumea ce s-a întâmplat, pentru că sunt convinsă că sunt o grămadă de alți oameni dispăruți. Doamna Mariana, câți ani avea Maria când a dispărut de acasă? Fata mea merge pe 12 ani. Deci avea 12 ani, nu 7. Da. Și ea până la 12 ani nu fusese la școală? Nu am dat-o, doamnă, când deloc? Am avut probleme. N-am putut, n-am avut un om, adică cum ți-ar spune, foarte... Soțul dumneavoastră, tatăl ei. Dar tatăl ei mai trăiește? Trăiește. Dar nici nu vreau să-l văd în ochi. De ce, Maria? Trăiește, că are aparat. Au iertat multe. Multe au trecut în 30 de ani. Că am salvat-o pe mama cu apă, și cu zahăr de la vecin. Așa este. Așa este? Da, așa a fost un bărbat violent cu toți copiii? Da. Eu am fost, am să nu lăs copiii mei să-mi stea pe drumuri, că și eu am fost tot crescută. Mama mea a murit și nici mama mea când aveam eu, când m-a născut. Eu nu știu pe mama mea. Am înțeles. Spuneți-mi în ce localitate stăteați, că ea spune ceva Scărișoreanu. De... Cum? Scărișoreanu. Asta din ce județ este? Constanța. Din Constanța? Da. Deci ea de acolo a plecat? Da, de acolo a plecat fata. Cum vă cheamă? Familia dumneavoastră este? Cum vă spune familia? Cojocaru? Cojocaru ne-i spune, da. Maria, Cojocaru. Te cheamă Maria Cojocaru. Dacă i-am pus eu numele la fatul Cojocaru. Când s-a născut? Ceva de Cojocaru. Când s-a născut Maria? Când e data ei de naștere? Da, am tot, doamnă. Am aveți tot, certificatul? Da, sigur că da, am și tot. Și știți măcar câți ani are? Fata mea are, acum dacă ăsta Cristi, după băițel, după Cristi, fata mea a făcut 40. Deci ai 40 de ani, Maria. 40, nu ai 30, cum am crezut noi. În 80, născută. Da. 40 de ani. După, ați semnalat vreodată dispariția ei la poliție? Am dat, doamnă, și-a făcut poliția. Eu în loc să o dau, ei m-a judecat pe mine. Iată, noi avem anunțul, aș vrea să-l văd și eu, colegii mei l-au dat deja. Înțeleg că dumneavoastră ați semnalat dispariția acestei fete. Așa am fost pe la... Da. Am umblat și pe la poliție și pe la... Nu au făcut nimic ca poliția. În ce an ați reclamat dispariția? Nu au făcut nimic, a poliția m-am dus, dar nu au umblat și nu au făcut, i-a umblat după noi, spune că au omorât-o noi, că au omorât noi copilul. Acesta este anunțul dat în anul 1992 sau când ați reclamat dispariția? În 92 avea 12 ani. Da. Aceasta este o poză robot pentru că n-aveați nicio poză pe care să o arătați poliției. N-am avut. Așa arăta ea conform portretului robot.
da. În anul 1992, mama, atunci când a dispărut Reacu. Nu, mama, doamne, ai probleme, mami, cu inima. Cum ați trăit în toți acești ani, doamna Maria? Nu te părăsească, dar cum să te părăsească mama ta? Cum să te părăsească când eu știam, doamne, când vorbim toată noaptea și toată. Aseară n-am putut să închid un ochi. Când m-a să facă să pot să vin. Am ceva, doamna Mirela. Doamna Mariana, cum ați trăit în acești ani știind că v-a plecat un copil? Ați crezut că mai e în viață sau că a murit? Nu mai credem. Că credeați că a murit? Da, nu mai credem că fata mea mai trăiește. Nu mai credem. Mămică mea, ești bine, mă. Ieri erați la televizor când a apărut nu, Mariana? Nu, acum nu mai. Sigur. Doamna nu mai, mamă, că acum dacă este bat mama acum. Doamna da. Mariana, un pic. Da. Aceasta este casa părintească, Maria. Uite-te acolo. Da, colegii da. Mei au fost astăzi până acolo. Da, s-au filmat la foc, la casă. Puteți să o chemați da. Și pe prietena mea, vă rog. Stai un pic. Nu, nu, că mai am un pic de treabă imediat. Da. Da. Uite casa ta părintească. Da, uite da. Acolo. Este casa, da, știi. Așa arată locurile de unde tu ai plecat. O ars casa. Am stat cu copiii pe drumuri, vadica, prin... Da, cu frățiorii. Spuneți-mi încă ceva, spuneți-mi încă ceva. Ieri erați dumneavoastră în fața televizorului când a apărut Maria sau v-a sunat cineva și v-a spus? M-a sunat un coleg de-a nostru, de acolo, așa uh-huh. lângă noi. Uh-huh. L-a sunat pe băiatul meu, știi? Eu veneam în el, da. Și eram cu Iulian, zic că... Măi, dar cu cine vorbești? Mamă, zice, au găsit-o pe Maria. Unii s-o găsească, măi, pe Maria, zic. Unii s-o găsească. Poți să-mi spui tu unii s-o găsească? Și când m-am dus, am văzut-o pe Maria. Eu, dar am cunoscut-o cum am văzut-o. Știați că e fata dumneavoastră. Doamne, zic, asta e fata mea, zic. Cum adică, zic, asta e fata mea, zic. Asta e fata mea, zic, dar nu știu cum, doamne. Pentru că n-aș vrea să mai lungesc momentul. O să vă spun acum, Maria, ești pregătită? Maria. Da, ne-a ajutat foarte mult toate aceste detalii pe care tu ni le-ai dat, pentru că nu mai rețineai decât niște nume ale fraților tăi. Da, este. Mama ta nu este singura care a venit astăzi aici să te vadă. Pentru că surorile tale, Rodica și Irina, împreună cu soțul ei Gheorghe, fratele tău Iulian, au venit astăzi să te vadă după 30 de ani. Îi invităm aici în platou. Uite-te în spate, Maria. Bună seara. Doamne, că-i frații mei. Doamne. Maria, hai să ne ridicăm. Bine ați venit. Hai să ne ridicăm, Maria. Hai să nu stăm în genunchi. E un moment de bucurie. Ai stat destul în genunchi în toți anii. Mă dau cu capul. Hai, Maria. Hai să vă rog să se iei ceva. Mi se face rău. Doamne, doamne. Haideți să nu mai... Hai să plângem de bucurie. Haideți să nu mai... Vă rog, Maria, hai, te rog, sus. Doamne, cât m-am zbătut să vă... Deci ele sunt surorile tale. Maria, hai să ne liniștim, te rog, că nu o să putem continua emisiunea altfel. Adică ar trebui să ieșim din direct. Și ar fi păcat să nu ne bucurăm de această revedere. Hai sus. Te pot ajuta? Dă-mi, te rog, mă. Hai să mergem pe canapea, vă rog. Haideți. Hai. Care este Irina? Care este Rodica? Rodica și Irina. Și Irina a venit cu fetița ei. Tu ești soțul? Tu ești fratele? Tu ești fratele? Ce tineri sunteți! Hai, te rog să iei loc. Haideți, vă rog. Da, tu ești soț, tu ești cumnatul ei. Bine ați venit. Hai, Maria, hai să luăm loc. Uite, au venit trei frați de-ai tăi. Ar trebui să mai fie încă doi, nu? Surioara mea nu stă aici. Nu, da, nu așa ar trebui să fie încă doi? Îl cunoști? Și unde sunt ceilalți doi? Îl cunoști? La microfon, te rog. Unul e plecat în afară. Unde anume? Da. Germania. Da. Și unul are grijă de soția lui, că e bolnavă, e acasă, n-a putut să o lase singur. Deci este aici în România. Da. Cine? Care dintre voi? Maria, numai un pic. Hai că o să aveți timp să vorbiți. Mai avem 10 minute pe acest subiect și după aceea o să aveți timp toată viața să recuperați. Sigur, nu o să se poată recupera anii ăștia. Dar aș vrea ca lumea să înțeleagă că astfel de lucruri se întâmplă și că există minuni. Chiar când ne pierdem speranța. Fratele meu, când ne jucăm... Care dintre voi ați văzut-o ieri pe Maria la televizor? Voi? Erați acolo? Tu ești Irina sau... Da, Irina sunt. Irina, când ți-ai văzut sora, ce ai simțit?
Am simțit o emoție foarte mare, nu știam ce să mai fac, nu știam, spuneam la soț să sune mai repede ca să putem să luăm legătura cu Maria și ne-a ajutat Dumnezeu și am putut. Ce ai acolo, un băiețel? O fetiță, cât are? Care e? Să străiască, acum 2 luni ai născut, să străiască. Rodica. Rodica, tu ce ai simțit când ai aflat că sora voastră este în viață? La microfon. O să-l vam pe mama, vam pe mama cu apă cu zahăr. De ce? Ai leșinat? S-a amintit? Fratele meu! Vă dați seama, după atâți ani... Voi o credeați moartă? O credeați moartă pe Maria? E moartă. Eu m-am crezut. Și dacă trecea pe lângă mine, eu nu mai cunoștea. Și vă dați seama, după atâți ani, nu știu, nici acum e în fața mea, dar nu-mi vine să cred. O să vă rog, Maria, hai să stăm un pic, uite, vorbesc cu sora ta, să ne spună ce au simțit ieri când te-au văzut la televizor. Ați recunoscut-o? Părea să fie ea cea care a plecat de acasă în urmă cu clipa când am văzut-o, de atunci am zis, ea e sora mea. Deci cum am văzut-o, am zis, poate să fie ce-o fi, ea este.